Se răresc rândurile deputaților socialiști. Alexandru Nesterovski a părăsit blocul comuniștilor și socialiștilor, devenind deputat neafiliat. Alesul Poporului a anunțat că se alătură mișcării protestatare condusă de Partidul Șor. Iar după anunț a ieșit cot la cot cu Marina Tauber și a mărșăluit săptămâna aceasta pe străzile capitalei alături de protestatari. Socialiștii cred că decizia a fost motivată financiar, adică a fost cumpărat, și solicită procuraturii să investigheze cazul. Plecarea lui Nesterovski a fost comentată dur de fostul său lider de partid, Igor Dodon, deși anterior și el a părăsit rândurile PCRM alături de alți deputați. Eu остался независимым депутатом, никакую в партию не вступаю и иду с народом. Вы пропус бан чи де ла шор? Нет. Нет. Коллеги спон ка бар фи корупт. Нет, я как-то вам отвечу на этот вопрос отдельно и подробно. Потому что отвечу сейчас, потому что единственный депутат, который написал заявление в прокуратуру, когда его пытались подкупить, это я. И у меня написано заявление, когда пытались подкупить деньгами. Кто? Неважно. Это уже прокуратура разбирается. Это не сейчас было, это было года два назад. Așa a răspuns alesul poporului la acuzațiile foștilor săi colegi de partid din PSRM, că ar fi primit bani pentru a părăsi fracțiunea. Nici Marina Tauber nu a explicat clar cum l-a convins pe Nesterovski să se alăture la protest și la așa numită mișcare pentru popor, coordonată de Partidul Șor. Cum l-ați convins pe domnul Nesterovski? Cine vorbește? Mă întreb. Convins pe domnul Nesterovski. Republicii Moldova a convins pe domnul Nesterovski că trebuie să se alăture poporului. Ați propus bani? Bine ca toți deputați să facă acest lucru. Ați propus bani? Se vorbește de că ar fi vorba de bani la mijloc. Care vorbește? Îmi spuneți? Politicieni. Pe de altă parte, Vlad Batrâncea spune că Nesterovski poate reveni în partid, dar cu o condiție. Dar azi am zis, ori revine în echipă cu explicații, ori depune mandatul în Parlament și acest mandat revine poporului. Răspunsul lui Nesterovski a fost scurt. Nu vă întoarceți la social. E trădare sau nu? Plecați. Așa v-am сказал, cacă poate fi trădare, predatistă, dacă eu vășel cu narodul și pășel împreună cu narodul, rădăm plicăm plicăm. Deși fac parte dintr-un bloc, liderul PCRM, Vladimir Voronin, a evitat să comenteze plecarea colegului. S-a zis la socialiști, eu în problemele interne a Partidului Socialist nu am dreptul să mai plec. A comentat dur plecarea lui Nesterovski, fostul său lider de partid, Igor Dodon, care în 2011 a părăsit și el pe CRM-ul, alături de alți deputați. Pentru că oamenii голосовали за социалистов, când au fost alegeri, они за Нестеровского, чтобы он стал депутат. Поэтому этого категорически нельзя прощать. Cumpărat domnul Nesterovski. Referitor la domnul Nesterovski, mă întreabă și prețurile, nu știu, eu nu am luat piață cum în ceea ce ține de subiecte de astea. Au reacționat și deputații PAS, care condamnă traseismul politic din Parlament. Se trece de la un sacoș la alta. De la un sacoș cu calendar la alta cu BOS. Simplu. Problema lor că ei sunt totalmente dependenți. Da. Există FSB-ul, Kremlinul, cei de la care primesc indicații și îi mută ca pe niște... Ce să spun? Capimobil, haideți să folosesc un termen așa mai neutru. Alexandru Nesterovski se află la al treilea mandat și a ajuns în Parlament pe listele Partidului Socialiștilor. El a fost candidatul PSRM la alegerile locale anticipate din Bălți. Gestul lui Nesterovski a fost urmat săptămâna aceasta de un grup de primari din nordul țării. Este vorba de 10 aleși locale ai Partidului Socialiștilor din Soroca, Cantemir, Sângerei, Comrat, Briceni, Căușeni și Drochia. Ei au semnat o declarație prin care au anunțat că se alătură mișcării pentru popor, controlată de fugarul Ilan Șor.